Primarul comunei Șirina Saion Străinu nu se gândește la concediu pentru că trebuie să repare stricăciunile provocate de Luncavăț pe raza localității. A fost anunțat de curând că Guvernul României a alocat suma de 5,2 miliarde de lei vechi, așa că nu poate aștepta un moment de răgaz. În două puncte fierbinți, unde s-au mai înregistrat inundații și în alți ani, apele au afectat nu doar drumuri, poduri și terenuri agricole, ci și gospodării. De altfel, șeful administrației publice locale spune că nu a văzut niciodată Luncavățul atât de mare, ca după ultimele ploi. Deci, eu aici m-am născut și am 53 de ani. Țin minte, prin 73-74, când a venit, a ieșit din matcă, era mult mai sus, avea matcă atât de albă, atât de adâncă. Și îl mai țin minte în 2005, când a mișcat podul aici, pe Dejeu. Dar ca acum, acum nicio. Deci, ca acum, norocul nostru a fost că în timp s-a adâncit albia. Și a avut unde să strânge volumul de apă, dar și așa de... Eram pe puntea de la Cioloș, acolo unde urmează să fie făcut podul. Deci mă uitam cum lovea în punte și avem pilonul de la mijloc forat. Și trepida puntea de ziceai că te zboară cu totul. Niciodată nu am avut așa de înfiorător. Asta e, puterea lui Dumnezeu. Nu ne putem pune cu Dumnezeu. Problema e că tragem de belele, lumea n-are răbdare să aștepte, lumea nu vrea să facă nimic decât să vină primăria să facă. Legislația e așa cum e, de multe ori doresc să iei măsuri și să încerci să mai aplici amenzi, te contestă și te câștigă prin instanță. Primarul Ion Străinu, ca și colegii săi din administrația publică locală, pledează pentru rezolvarea definitivă a cauzelor care au produs inundațiile. De exemplu, la Șirina sa lucrurile ar fi putut fi prevenite dacă s-ar fi betonat șanțurile și s-ar fi asfaltat ulițele. Statul nu mai cheltuia cu Șirina sa 5-6 miliarde de lei ca să repare cea de sus apa. Pentru că acolo unde avem asfalt pus, nu avem probleme. Și ăsta e, eu am un proiect depus pe asfaltarea tuturor unitelor, 43, sunt multe, dar sunt mărunte, adică scurte, care însumează vreo 10 km de asfalt. Și până acum n-am primit nimic pentru el, n-a fost. Și astea sunt lucrurile care trebuie făcute. De jos, de la infrastructură. Și după aia, alte finanțări cu drumuri de nu știu ce, s-au făcut prin unele comune, s-au făcut drumuri prin păduri și satele sunt în noroi. Pe cele două pâraie, Aricioaia și Harasa, inundații au mai fost și în anii trecuți. Comisia a inventariat pagubele, primăria a întocmit documentația, dar așteptarea banilor a durat 3 ani.